An de an, la data de 21 martie, este sărbătorită Ziua Mondială a Poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității. Ziua Poeziei a fost celebrată astăzi la grădinița numărul 7 din Drobeta, Turnu Severin, unde micuții plini de entuziasm au recitat poezii. Astăzi, în data de 21 martie, vom sărbători Ziua Internațională a Poeziei. Dragii mei, este o zi specială astăzi. Voi îndrăgiți foarte mult poeziile, așa că ne-am gândit, împreună cu toate grupele mari ale acestei grădinițe, să sărbătorim și noi Ziua Internațională a Poeziei. Chiar dacă vremurile pe care copiii de astăzi le trăiesc aparțin erei digitalizate, îndrumați de educatori cu har, sufletul copiilor poate prinde dragoste de lectură, de poezie, dar și de citit. Astăzi, preșcolarii de la grădinița numărul 7 au recitat cu mult entuziasm poezii pentru a celebra această zi specială. Câți ani ai? 4 ani. Și în ce grupă ești? Grupa ștrofilor. Și ai venit aici să sărbătorezi Ziua Francofoniei? Da. Și ce ai făcut tu astăzi aici? Ai recitat? Da. Ce ai recitat? Recitat poezia Călăreaua. Ia mai zi-mi și mie poezia asta odată. Călăreaua a sărit în grădiniță, o lalea mândră crăiță. Și mă loc de mândru soare să-i dea haine lucitare. Nu știu ce culoare are, roșie, galbenă, albă, oare. Este întâia mea minune și aștept ziua de mâine. S-o aud, s-o îngrijesc, mare, mare, s-o cresc. Și cu mare bucurie, mami s-o dăruiesc. Cum te cheamă pe tine? Maria. Maria, din ce grupă faci tu parte? Din grupa ștrunfilor. Din grupa ștrunfilor. Și ce ai făcut tu astăzi aici, Maria? Ai recitat poezii? Da. Vai de mine, și ia spune-mi și mie, ce poezie ai recitat? Cine te-a învățat pe tine? Cine te-a învățat poezii? Doamna Alina. Doamna Alina, doamna educatoare? Da? Și Maria, nu ți-a fost greu să înveți poezioara? N-ai avut emoții aici când ai recitat în fața colegilor tăi? Nu. Cum te cheamă pe tine? Anais. Anais, și ce faci tu astăzi aici? O spun o poezie. Ai spus o poezie, și cine te-a învățat pe tine să înveți poezia asta? Sora mea. Sora ta, cum o cheamă pe sora ta? Vanessa. Și ce poezie ai recitat astăzi? Poți să-mi spui și mie două versuri? Mm-hmm. Te rog. Iar acum din când veni și cu o veste bună, iar și cu cei copii, merg și eu și tu să vii, mergem împreună. Pe Ziua Internațională a Poeziei, preșcolarii au avut și oaspeți în cadrul grădiniței, două reprezentante ale Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu, care au prezentat copiilor tainele cititului și le-au vorbit despre marii noștri poeți. Ce sărbătorim astăzi? Astăzi, 21 martie, este Ziua Internațională a Poeziei, iar Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu și-a dorit foarte tare să fie alături de preșcolarii de la grădinița numărul 7. Am avut aici un spectacol extraordinar al micilor preșcolari, unde ei ne-au recitat poezii, le-au învățat, au fost foarte, foarte frumoase și, de asemenea, noi ne-am dorit să le vorbim un pic despre această zi și, la rândul nostru, să le citim, pentru că noi nu am învățat ca și ei, doar le-am citit, să le citim poezia ale poeților noștri, și anume George Topurceanu, Elena Farago, Mihai Eminescu. Astăzi, atât preșcolarii cât și educatoarele au desfășurat activități dedicate acestei zile cu mult entuziasm, dăruire, contribuind fiecare cu materialele necesare pentru realizarea panourilor aniversare. Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, grădinița cu program prelungit numărul 7, împreună cu doamne de la Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu au desfășurat o activitate în parteneriat prin care copiii au învățat să aprecieze versurile. Cei mici au aflat detalii interesante despre poezie, despre poeți și au participat la un concurs de recitare. Totodată, în contextul nefavorabil în care se află vecinii noștri ucraineni, copiii au recitat poezia lui Adrian Păunescu, Să fie pace în lume. Toți ai casă acasă și grâul în casă să fiasă, să fie pace, 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 pace pe pământ. Să fie o plândă lumină și nu veche din grădină, doar vești frumoase să vină.
Să fie. Doamna, ce pace, pace pe pământ. Bravo!